speră să nu vă aducă vreodată ghinion în ziua asta și pentru asta vă dau niște materiale pe care să le citiți, așa, să le mai studiați, la vestiri. În acest an, Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale a fost marcată marți 13 octombrie, ocazie cu care reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, General Magheru, al județului Vâlcea, au organizat Ziua Porților Deschise, desfășurând activități menite să conștientizeze și să sensibilizeze populația, dar și să o pregătească pentru asemenea situații. Astăzi este marți 13, este o zi cu dublă semnificație. În fiecare zi de marți 13 se face Ziua Informării Preventive la nivelul întregului județ, bineînțeles și în țară. Noi organizăm la nivelul subunităților noastre porți deschise, iar localitățile fac informări preventive cu privire la mod de comportare în diverse situații de urgențe. Totodată astăzi este 13 octombrie, Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, o zi care se marchează la noi în țară din 2009. Prima marcare a acestei zile a fost chiar în Vâlcea, s-a făcut un seminar la care au participat toate autoritățile angrenate, de la siguranță în construcții, fizica pământului și alte organisme care au legătură cu marcarea acestui eveniment. Noi am desfășurat, după cum am spus, porți deschise la subunitățile din Drăgășani, din Govora, Brezoi, Măciuca, Grădiștea, iar Râmnicu Vâlcea a organizat un punct de informare a cetățenilor în parcarea unui supermarket de pe raza Râmnicului Vâlcea.